Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Minecraft, lumea armatei. Astăzi, fraților, ca de obicei, suntem la un nou episod. Nu uitați să apăsați un like dacă vreți urmărire episoade din seria noastră de Minecraft, lumea armatei, și vreți să mai vedeți episoade și nebunii din seria asta. Acum vreau să duc nebunia asta aici. Și hai să vedem ce am făcut eu off-camera, după cum vedeți, am făcut nebunile astea aici. Uite așa, asta ce am făcut eu off-camera, dar înainte de asta, după ce am reparat căsuța asta, care asta am făcut-o pe live, am reparat-o, vedeți ce frumos am făcut aici, și cățelul nostru care, o să-l lăsăm aici momentan, hai să strângem puțin sugarcane-ul, și astăzi vreau să facem și o nouă căsuță în orașul nostru, vreau să avansăm cu căsuțele în oraș, și după aceea o să mai vedem noi ce să mai facem. Hai să culegem tot sugarcane-ul, de care nu mai avem nevoie, dar să-l culegem ca să fie cules. Știu că ar trebui să renunț la plantația asta și să fac una automată, dar e frumos, frate. E frumoasă asta aici, cum am pus-o. Așa că este mult mai bine așa. Hai să punem să mai crească, dacă tot ne-am chinuit atâta. Așa. Punem să fie așa frumos pe aici, cu trestie, cu nebunii, cu... Așa. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Bam, bam. Bam, bam. Bam. Cred că este de ajuns. Am pus aici o plantație de... De astea. Hai să mergem acum până la noi acasă ca să vă mai arăt. Am nivelat și puțin zona. Aici nu am nivelat-o, pentru că nu ne mai trebuie zona asta. Am nivelat puțin zona pe acolo, pe la casa noastră. Și am făcut niște nebunii. Aici nu știu exact ce aș putea să fac. Am luat florile. Aici am nivelat foarte, foarte frumos, după cum vedeți. Aici o să mai urmeze o căsuță micuță, aici căsuțele noastre, aici în continuare am uitat să fac ce trebuia să fac. Vedeți, aici am nivelat, trebuie să facem pentru căluța aia. Aici am nivelat, după cum vedeți, foarte frumos am nivelat și am astupat absolut tot. Și va trebui să mai dăm din iarba aia, va trebui să mai dăm din iarba asta, pentru că nu ne mai ajută cu nimic și nu mai avem nevoie de ea. Și am făcut rost de foarte multe semințe, după cum vedeți, la ferma noastră minunată care am făcut-o aici, ne-a ieșit foarte, foarte frumos, după cum vedeți, am făcut o fermă și am stat la FK și în timp ce am făcut, am făcut și pe aici, în timp ce am lucrat aici, am crescut astea și, după cum vedeți, am făcut off-camera cu moară de vânt. Deci, ziceți-mi dacă vouă vă place moara asta de vânt, uitați câte detalii am făcut, deci eu sunt nebun după aia, îmi place la nebunie, am făcut așa drumuleț pe aici frumos. Și eu sunt nebun după moara asta de vânt. Să-mi spuneți dacă vă place și vouă. Uite aici încă un cățel care l-am luat. Să-mi spuneți dacă vă place și vouă ce am făcut aici. Nu mi-am dat gaming. Puteți să vă uitați la statistici aici că nu mi-am dat gamed. Și pe seria asta n-am murit deloc până acum. Și asta îmi place foarte mult că n-am murit. Deci avem aici dita mai moara de vânt cu o grămadă de detalii care le-am făcut. O grămadă, deci. Uitați-vă voi aici. Este... plin de detalii, plin, și am stat să o lucrez undeva la 3 ore și îmi place la nebunie. Aici avem niște chesturi cu materialele care le-am avut, mi-am făcut și niște red concret pentru că am avut cum să fac red, am avut flori roșii și concretul din clay și din nisip și cobblestone și este foarte, foarte mișto absolut tot, după cum vedeți, și e foarte mișto, mai trebuie să-i mai fac o moară de vânt, dar nu știu exact cum să o fac, pentru că arată bine așa. Așa arată super bine. Ce cu aia acolo? Ok. Deci așa arată super bine moara asta de vânt. Uitați-vă câte detalii are. Uitați câte detalii are. Am stat să lucrez foarte mult. Eu sunt destul de bun pe design. Vă imaginați că m-am inspirat și eu puțin de pe net, dar na, nu cred că ar fi asta problema. Deci aici tot am terminat eu off-camera pentru că na, și moara de vânt și ferma. Deci asta este super super fain. Și astăzi vreau să facem noua căsuță, care o avem, care cred că o să facem aici. O să facem o nouă căsuță. 1, 2, 3,
4 și o să trebuiască să facem și o iluminare stradală, pentru că, na, iluminare stradală, de fapt, da, de fapt, na, o să facem din, cred că, Dark Oak, care mai avem acolo, pentru că m-am dus să fac foarte mult Dark Oak, pentru că, după cum știți, avem un Dark Oak lângă noi și eu, încolo, avem o, cum se cheamă, mă, o mlaștină de aia. Și acum o să mergem să, cum se cheamă, să facem ce ne-am propus, adică, o să gigelui aici sau cornel? Gigel, ok, perfect. Vreau să punem sugar cane-ul ăsta și semințele astea aici. Ăsta aici și dark oak. Ăsta e dark oak, dark oak. Ok, va trebui să mai mergem după lemn pentru că nu mai am materiale după ce am făcut aici nebunii. Deci o să vreau cobblestone. Deci stați un pic. Vreau cobblestone. Stone bricks, care am făcut foarte multe stone bricks. Am făcut foarte mult stone aici, am avut foarte mult stone. Și o să mai facem niște stone bricks, chiar dacă cred că mai am în moara de vânt stone brick-uri. Dar nu contează. Asta, asta o punem înapoi, că na. Și în afară de astea, lemn avem în moara de vânt. Mergem să luăm lemn frumos și după aceea trecem la muncă. Numai o secundă, fraților, să văd dacă îmi filmează bine. Da, îmi filmează bine. Știu că am display capture-ul activat, dar altfel nu merge OBS-ul pentru că am probleme cu filmarea la OBS. Și nu știu cum aș putea să rezolv. Ok. Hai să mergem frumoșel aici. Și să luăm ce avem noi nevoie. Avem foarte mult Dark Oak. Nu, spruz, ăsta e spruz. Dark Oak-ul meu. Vreau dar... Asta e din Dark Oak? Da. Spruz, dar nu mai am Dark Oak. Ești bate joc de mine jocul ăsta. Nu mai am Dark Oak. Nu știu unde mi-e Dark Oak, că aveam, am avut foarte mult Dark Oak. Am folosit la asta, cred. Ok. Hai să mergem să ne culcăm, că s-a făcut noapte. Și o să ne culcăm în căsuța asta de 1x1, că mi-e mult mai compact să mă culc așa. Deci, cred că o să... Hai că văd un paianjen care vine spre mine. Așa. Perfect. Hai să mergem să ne facem căsuța. Și aici, cred că o să ne facem și drumulețul, care va fi, cred că, doar din cobblestone. Pentru că nu știu de ce, nu știu nici eu de ce. Da. Da, din cabăl să o să facem. Mamă, am o idee. Dar nu cred că mi-ajunge. Mișto așa, nu? Bă, da, e ok. Nu am frunze, dar nu ne pasă. Sau așa, cred, ar fi mai bine. Și aici să fie ușa, ușile, sau ușa. Ok, cred că așa o să o facem. Mai întâi luăm astea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Am o idee de casă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cred că o să iasă bine.
5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da, o să iasă bine. Nu, nu-i bine. Nu-mi place, nu e simetrică. Așa. Și aici. Nu e simetrică. Vreau să fie cât se poate simetrică. Ce? Ok. Aici nu are logică. Așa. Perfect. Și acum, pam, avem așa. Perfect. Una, una, două. Una, una, două. Așa. Perfect. Și aici... Nu știu exact aici cum să fac. Mă oftică, sper că m-am dert în casa asta de unul pe unul, că mă oftică. Ai căcat. Perfect, aici am dert. Da. Vreau niște... dirt-ul ăla de mi-l încoace, pentru că mă oftică. Mă oftică aici. Ok. Trebuia să mai mă gândesc și la pregătirea zonei pentru viitoarea casă, care va fi pentru niște săteni ceva. Deci că, na, va fi casele abonaților, să le voi numi pentru voi, ca să nu mai fac peretele abonaților. Că, na. Ok, deci hai să vedem. Aici o să punem niște geamuri, care cred că mai am în moara de vânt, care arată bestial. Și... Aici geamuri. Aici cred că va fi un geam mare. Aici va fi așa. De fapt, nu. Aici un geam mare. Pentru lumină. Și glorie. Și aici avem... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6. 6 împărțit la 2 câte 3? 3, 3, 2, 3. 8, așa e simetric, perfect. Vreau să pun ușile astea cum trebuie. Sau o să le pun după. Facem aici acum podeaua. Care va fi din Dark Oak. Pentru că Dark Oak e destul de șmecher. Îmi place foarte mult culoarea asta de lemn. Ok, hai să punem aici podeaua. Și și după asta cred că va fi totul bine.
Să mai mergi să mai tai din copacul ăla de Dark Oak. Nu se ne ajungă de acoperiș. Să mai mergem să luăm din copacul ăla de Dark Oak. Aici pădurea nu mai e deloc la ce am lucrat acolo. Și Dark Oak-urile m-am săturat să le tai. M-am săturat, pardon. Nu o să merg acolo în locul unde am eu Dark Oak, o să îl tai pe stradicea. Mă rog, îl tai așa, bucățele, că na. Știu că am încălcat regulile nescrise ale Minecraft-ului. Să nu tai copacul, să-l tai pe tot. Și o să-l tai pe tot, frate, dar sper să-mi dea pueți. Mulțumesc, mi-a dat 1. Dacă nu-mi dai mai mult, te mor. Să-mi dea 4. Și mai am și princesc câțiva. Vă rămâne fără mâncare, frate. Avem mâncare asta de la începutul seriei. Ok, hai să mergem, să strimlăm casa. Perfect. Bam, 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 bam. Așa. Hai să o mai facem mai mare de tot. Perfect. Hai să-mi trag palme, că am terminat tot cobblestone-ul. Ok. Și aici va fi, vă dați ce vă seama că va fi nebunia aia de acoperiș. Care vom face acum. Hai să facem acoperișul. N-am. Aba da, n-am. N-am, da, am. Hai să-mi trag palme, că... Ok, hai să facem acoperișul. Ok. Va dura ceva de asta, cred că o să încheiem acest episod aici și o să termine off camera. Ca să... na. Ca să am. Și după asta nu știu exact dacă să mai fac case, cred că o să mai fac case din sprus. Și o să fac și case de ale normale, gen. Cred. Acum nu știu exact. Sper să iese bine casa asta. Că nu prea am făcut-o cum trebuie. Adică nu aveam în minte să fac chestia asta, dar na. Dacă tot mi-a ieșit acum în minte. Ok. Și pentru Nacho Gaming, uite-te până la sfârșit cum se face un acoperiș de asta, dacă vei să faci la cățelul tău de pe lumea lui Nacho, că văd că... Tu, frate... Nu mai zic nimic. Că nu știi să pui acoperișul la sfârșit, pui cu slaburi acolo. Ca să nu se vadă urât. Te-ai gândit la asta, genius? Nu cred că s-a gândit, sincer. Hai să mai facem lemn. Și... unde mi-s crafting table-urile? Mamă, ce mă enervează că nu găsesc în inventar nimica. Ok. Hai să facem aici. Facem așa, 40 de ajuns.
Nu vreau să fac nici prea înalt acoperișul. Ok, bă, cred că mai aveam scări. Ah, da, am luat de acolo tot. Ok. Îmi place foarte mult cum a ieșit. Sincer, văd că chiar prinde formă. Căsuța unui abonat de-al nostru care scrieți în comentarii, fraților, scrieți în comentarii, cum se cheamă, care vrea să aibă casa asta și eu voi alege un comentariu random de susținere la clip și îl voi pune pe casa asta. Dacă va fi un om, ok, și știu că e activ pe canalul meu. Doar atâta. Deci dacă ești activ pe canalul meu, poți să comentezi pentru că s-ar putea să intri, să ajungi pe căsuțele abonaților. Și nu știu exact dacă o să pun comentarii pe clip pentru că am cam mult de editat. Dar voi încerca. Voi încerca să-l pun. Și cred că o să reușesc de fapt să-l pun. Hai să mai fac așa de un rând ca să nu se vadă de jos foarte, foarte urât. Și o să vreau să mai fac și alt tip de case, nu de astea așa random. Uite, gen ca aia care e foarte șmecheră casa aia. A mea. Aici odată rău. E un cub. Ok, și acum aici se pun slaburi. Pentru cei care nu știau cum să se termine aici ca să nu se vadă urât. Pui slaburi, frate. Ok, și cred că am terminat și acoperișul. Ce vrei, mă? Asta nu-i casa unui zombie, asta e casa unui abonat de-a meu. Viitoarea casă, de fapt. Se dau alea ca de contur, că sincer nu prea-mi place. Fără un contur. Vreau un contur la ea. Vine un creeper acum că mă sinucid. Dacă nu vine un creeper. Dacă vine un creeper, pardon. Se dau o leacă de contur, că nu prea-mi place cu atâta cable pe ea. Hai, pardon. Așa, pe aici. Și scrieți în comentarii a cui vreți să fie casa asta. Adică scrie a mea. Și PS sunt activ la tine de mult și o voi vedea, de exemplu. Deci, dacă vreți, puteți ajunge să fie asta casa voastră și vom face case în continuare. Aia va fi casa unui abonat, asta e casa mea. Aia va fi moara de vânt a unui abonat, cel mai activ pe canal, vreau să-i pun moara aia. Cel mai. L-am văzut pe tot canalul meu. Și este posibil că sunt oameni care văd activ pe canalul meu, care chiar se dedică să mă facă fericit mereu și să mă susțină. Nu să zic că sunt activă, dar nu știu ce, dar după aia, papa. Papa, du-te în... era să zic. Se șterge undeva. Cu mine. Băi, cred că i-am dat conturul necesar. De fapt, nu i-am dat conturul necesar, că mai trebuie și partea asta. Cablul ăsta nu trebuie folosit foarte puțin la o casă sau în general, pentru că în exces arată foarte urât. În exces. Arată foarte, foarte urât în exces. Ca zic cum a ieșit, sper că a ieșit acum bine. Sper că a ieșit acum bine. Îmi doresc. Hai să vedem. Stați așa. Bă. Hai să fac așa. Ok, și aici cred că o să punem tot lemn de asta. Așa ca să nu se vadă.
Torță vreau. Da, bravo, că nu mai am lemn. Facem așa. Așa. Ok. Bă! Ce vrei, mă? Să dau cu turnul copul. Bă, stai. Te mă de aici. Plișcovici. Nici slab-uri nu mai am. Nu mai am deloc lemn. Bă, avem probleme cu lemnul. Ok. Bă, mai trebuie aici un rând care îl voi termina eu. Camera. Fraților, cred că cam atunci cu acest episod, hai să luăm și geamurile, să vedem exact cum arată. Pentru că casa este teoretic gata. Nu mai avem ce să mai punem. Bă, îmi place cum a ieșit. Chiar ok. Chiar foarte ok. Așa un aspect medieval, sincer. Nu știu exact, cred că ar fi bine acolo să pun cu lemn. Nu știu, vedem. Vreau să cam atunci cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați acolo să apăsați tonul de like și de subscribe. Dacă mai aveți în continuare episoade pe canal de lumea armatei, scrieți în comentarii cui vreți să fie casa și episodul următor o să văd. Și da, noi desigur ne vedem data viitoare la un episod. Pa, pa!